Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Știți foarte bine că oamenii spun povești și sunt povești. Datorită poveștilor au o identitate. Datorită poveștilor, prin povești, aparțin unui loc, unei comunități, unei istorii. Astăzi vom asculta poveștile sculptorului Marius Ivanovici, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor la Liceul de Artă Dinu Lipati din Pitești. Bună dimineața, dragă Marius! Bună dimineața! Început bun, început de poveste în acest an. Doamne ajută! Marius, pentru că eu sunt convinsă că ești doldora de povești și pentru că nu mă îndoiesc nici de faptul că poveștile lucrează în tine, da? Astăzi ești personajul principal care vine și dea până și dea până și nu se mai oprește din depănat. Nu simt onorat. Da. Aș vrea să deschidem cu povestea băiețelului Marius Ivanovici, atunci când a stabilit primul contact vizual cu forma cioplită sau modelată. Foarte bună remarcă. Într-adevăr, am stabilit această relație, această conexiune într-un mediu natural, într-un mediu total, 100% natural. Și asta se întâmpla de când mă știu. Și de ce? Ca toți copilașii din vremea mea, ne-am jucat pe la țară, să spunem. Unii din părinții noștri provin și din mediul rural, cum ar fi mama mea. Și bunicul, deci părinții mamei, bunicul avea un talent desăvârșit în tainele dulgheriei, dogăriei, tot ce ținea de lemn. Da. Eu acolo am văzut prima dată cum se lucrează cu lemnul, cum se transformă un buștean din lemn sau o scândură se transformă într-o doagă și așa mai departe, mai multe ajung într-o butoi sau într-o ramă de fereastră sau într-o casă întreagă. Uh-huh. Am mai spus povestea aceasta. Eu consider că de acolo am rămas cumva marcat așa din fragedă copilărie. Menționez că nu stăteam foarte mult la țară, nu-mi plăcea, pentru că te trimiteau cu animalele la păscut, trebuia să muncești în gospodărie. Da. Recunosc că am fost mai mult un băiețel așa de oraș. Da, da, un răsfățat, un alintat. Cumva, la modul acesta. Însă, atât timp cât rămâneam acolo, eu asimilam ceea ce îmi convenea. Uh-huh. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci asta mă fascina. Cumva mi-a rămas în subconștient ca trecerea timpului, când am devenit un pic mai mare, să încep să experimentez. Însă, tot acasă la bunicul? Și la bunicul, însă și aici în oraș. Uh-huh. Orice prindeam, încercam să le dau o anumită formă. Și nu doar pe acest lemn. Vă dau un exemplu, jucăriile. Erau foarte puține jucării. Știți bine că se produceau o anumită gamă de jucării, dacă se permitea să le iei. Și toate erau la fel. Eu voiam și altceva. Evident că toți copiii voiau și altceva, însă trebuia să și faci ceva în privința asta. Și luam din jucării stricate, să zicem, ce mai găseam componente și începeam să le reansamblez, să le dau o anumită formă. Deci mi-a plăcut partea asta creativă. Deci până la urmă e un act de creație. Că chiar dacă folosești un lemn sau metal sau plastic, important este să iasă ceva care să te satisfacă pe tine ca persoană. Să-ți satisfacă și ego-ul tău așa. De a mic artist. Da. De atunci. Ai lucrat cu tot ce înseamnă materie condensată, nu? Condensată, concentrată, da. Materie palpabilă. Da. Am desenat foarte mult. Asta îmi plăcea foarte, foarte mult. Deci, întotdeauna am desenat și am ajutat pe alții. La școală, în mod special, eram, să zic, acolo băiatul care desena. Desenatorul și care de serviciu, din umbră, exact. Da. Da, toți profesorii mă solicitau să le fac planul. Tu ai urmat liceul Dinu Lipati sau? Absolut, așa, a fost, da. Prima generație. Știu că într-o vreme nu mai funcționa. A fost o perioadă, În vremea anilor mei de liceu nu exista. A fost desființat. Nu mai exista, da. Da, a fost desființat. Însă a fost reînființat puțin,
au fost câțiva profesori care au reușit să facă acest lucru deosebit și din puțin am ajuns puțin mai mulți. Da. Să menționez pe domnul Ion Pantilie, Mara Diaconu, au venit ulterior și a venit domnul Șerban Popescu, a fost domnul Dobrică, domnul Bârloiu. Toată galeria poate încep să noastră de aur. Da. Sunt destul de numerat, da. Însă ușor-ușor suntem cei care am absolvit liceul și ați am preluat aceste rămâneți locuri. Tot mai puțini. Da. Da. Să sperăm că și de calitatea celor care au plecat la modul ăsta. Marius, când ajungi față în față cu materia de prelucrat, da, tu vezi povestea sau vezi esența? E foarte bine. Ai punctat foarte pentru că bine de la aici. Brâncuș încoace, asta, toată lumea susține că vede esențe. Esența, ca aici este foarte greu. Este foarte greu. Se pleacă totuși de la poveste. Da. Se pleacă de la poveste. Vrei să spui ceva. Ca să ajungi undeva la acea esență, să cauți acea cale, este foarte greu. Însă expui povestea, expui trăirea, expui sentiment. Dacă reușești ca această expunere să trăiască într-un privitor, da, să cel lovească acolo cel puțin, privitor, atunci ești împlinit. Uh-huh. Aș putea fi și mai egoist să zic, nici nu mă interesează, vreau doar ca eu să trăiesc pentru... Dar nu e adevărat. Dar nu e adevărat. Da. Totuși, ceea ce produc, așa, ca act artistic, vreau să lovească acolo în sufletul cuiva, să-l atingă. Asta e menirea până la urmă unui artist, nu? Să-și arate trăirile prin actul lui de creație. Am început cu povestea băiețelului, cu relația princeps, da, a ta. Asta a fost o parte micuță, puțină, profesie, da? Cu modelajul, cu transformarea acestui material, să zic lemnul, prima dată, că ce-am văzut și partea de fier. Însă există și culoarea, partea de culoare, natura îți oferă chiar totul. Chiar voiam să te întreb, da. Da. Tot acolo le-am văzut. Orașele erau gri, erau anoste orașele, foarte, să zic, simple. Simplitatea în sine dă valoare, dar nu e vorba de acest mediu urban, ci de mediu rural. Acolo era natura. Uh-huh. Încă mai este natura. Ea mi-a oferit culoarea, mi-a oferit inspirația. Da. Tot de acolo. Adică există și în opinia mea, cred că subscrii, două tipuri mari de simplitate. Simplitatea firii, a naturii, pe care nu o contestă nimeni. Absolut. Și care, nu știu, e paradoxală, pentru că înseamnă simplitate și diversitate în același timp, dar ea se desfășoară ca un evantai sau ca o coadă de păun, da? Dar e de la sine, curge de la sine această simplitate. Și există al doilea tip de simplitate, care înseamnă ignoranță, înseamnă să nu te mai bucuri, să nu mai vrei să vezi, să nu mai poți să vezi în ultima instanță. Da, nu lucrăm și cu astfel de voi asta. Nu, dar așa se trăiește de o bună bucată de vreme. S-a trăit înainte de 1990 așa. Acum zicem că am învățat să ne apropiem de prima formulă a simplității. A simplității, nu da. Cred. Da. Este foarte important să ne ferim de ignoranță. Asta este egal cu crima. Ignoranța înseamnă uitare, nu înseamnă nimic, deci rămâne nimic. Da. Eu spun negru, întuneric. Uh-huh. Eu iubesc lumina. Da. Iubesc lumina, mi-aduce culoare. Bine. Lumina ne dă viață. Tu deci ești alegem partea din cap asta, până în picioare lumină. Eu nu te-am văzut niciodată, că uite, schimb ușor acum registrul, nu te-am văzut niciodată supărat. Nu te-am văzut încruntat. Nu te-am văzut întunecat. Mă bucur tot timpul râs, tot timpul zâmbești. Există însă și o față complementară nevăzută, care ține să mai de cinism, de lacrimi, de suferință. Există? Evident că trăim și astfel de aspecte și le trăim interior. Dacă nu le arătăm așa fizic la lume, bine, dar eu poate cred că tu nu faci eforturi ca să le ascunzi și ca să te ascunzi. Da, sunt... Prima ta reacție când vezi oameni este să zâmbești. Absolut. Da. Da, pentru că doresc binele. Da. E ca și cum ai întinde o mână. Hai, noroc. Da, e ca și cum am apipat păcii. Ai piele roșii. La modul ăsta. Zâmbetul aduce
un alt zâmbet. Sau stabilește, cel puțin un caos. Stabilește armonie. Da, absolut. Armonia, deci vreau pace. Da. Da. Am desprins o amintire din vremea copilăriei tale fragile. Da, da. Da. Haideți să mergem către Marius Ivanovici, adolescentul, când deja învățai la Liceul de Artă din Ulipati și când erai conștient de ceea ce vei face mai departe. Să căutăm și pe acolo o amintire, o poveste? Da. Drumul acesta al meu, pe care eu acum îl tot bat așa, așa. Și îl bați cu folos. Și îl bat cu folos, sper. Așa. Mi-a fost totuși indicat, am avut o persoană cheie în clasa 8-a, Virgil Militaru, caricaturistul, celebru caricaturist, să fie Țărna Ușoară, dânsul m-a obligat practic. A fost atât de convingător, da, în sensul că a reușit să mă convingă, să vin la Liceul de Artă. Căci Liceul de Artă s-a reînființat, pornește puternic și îi trebuie cu oameni talentați. Dacă n-ar fi existat dumneavoastră, ce s-ar fi întâmplat? Cred că acum eram un tânăr pensionar de aviație sau, eu știu, militară, ceva din armată. Voiai să zbori. Da, cred că acum aveam bunuri de masă, aveam bocanci, aveam de toate, pensii speciale. Acum depinde dacă te și, în urma verificărilor, corespundeai. Aveai toate dotările. Că așa, sigur, ești frumos, ești sănătos. Aproape zi de zi îmi spun lucrul ăsta când văd un avion pe cer sau Doamne, la TV sau ceva. Zic, ce s-ar fi ales, ce s-ar fi de, ales, mine, ales, da, de mine? Da. Ce, cum ar fi fost? Ce aș uite, fi făcut? Uite ce frumoasă contradicție până la urmă. Ai vrut să zbori, vrei în continuare, da, să zbori. Absolut. O fărâmiță, absolut, de, da, Marius, da, din tine. Și mai e ceva, mai e ceva. Totuși ai rămas lipit de materie, pentru am că rămas, tu trăiești, da, în imobil, în stabil. Da. Dar vezi că sunt două, aici e o contradicție. Da. Rigoarea militară, da, da, pe care, da, da, totuși am vrut să o adopt, să o iau. Că, da, nu era vorba doar de aviație, a fost și vorba și de marina militară. Militar, da, da, același lucru. Pe care, așa, nu știu, da, mi-ar fi plăcut foarte mult. Da. Da, așa. Și libertatea pe care ți-o dă actul de creație. Da. Să fii liber profesionist. Să nu spui să trăiți. Da. Nimănui. Căci în armată există acea rigoare teribilă. Nu, ai, în funcție de rang, ai un cuvânt de spus. Fiecare dă un ordin, nu știu, și de uite, la cel mai mare... Și uite, caricaturistul Virgil, da, Militaru, da, ți-a, da, schimbat destinul. Mi-a schimbat destinul. Da, exact. Eu eram hotărât, da, să merg la liceu marină, militar. Care înseamnă, da, armată. Exact, da, armată. Da. Sau la aviație, care la tot armată înseamnă. Da, eram așa între... Da. Așa, deci am zis cele două, da, să renunț un pic. Da. Și mai aveam o dorință. Să cutreier pădurile. Cum? Să lucrez ca inginer... Forestier. Ceva de genul ăsta. Silvic. Un silvic, da, da. În silvicultură. Să fiu pădurar, să merg... Mm-hmm. Adică tângeam și după libertatea asta. Simțeam, da, da, ceva, da, da, că am, da, nevoie de aer, de spațiu. Deci funcționau pădurile, tine iubesc două emoții. Libertăți care țin, da, de pământ, da, de teluric... Și una care ține, dar de sunt celest, într-o contradicție teribilă, da, totuși. Mările, întinderea mărilor, a oceanelor, da, spațiu, aerul, nu mă gândeam, aviație și așa mai departe, pădurile, munții, la fel. Da. Dar pentru a putea beneficia de ele, trebuia să fac, evident, o concesie. O rigoare militară, ori partea... Mm-hmm. Și am ales partea de lumină, să spun, da, așa. Da. Acum... Cei care lucrează în cadrul armatei cunosc satisfacțiile și bucuriile acestei meserii. Eu nu am de unde să știu, doar le intuiesc și am tânjit după ele. Așa. Însă am rămas ancorat în zona aceasta a creației libere, da. Da? Luând materialul cumva și transformându-l în poveste, în povestea, în poveste, mea. În, exact, povestea ta. Povestea. Noi avem și imagini, cred că imediat vor începe să ruleze pe micul ecran. Spune-mi, în ce măsură cerul după care tânjești, pădurile după care tânjești, deși mergi prin pădure și acum, da, destul de des, în ce măsură ele vin și suspină în materia asta dură cu care lucrezi tu? În ce măsură ele își cântă acolo cântecul lor de leagăn, cântecul lor de privighetoare, poate de lepădă? Suntem într-o simbioză, da, Denisa. Deci eu sunt într-o simbioză cu materia, cu materia clară, clasică, și deci cu material, cu pământul, cu piatra, cu lemnul,
cu tot ce înseamnă materie care ne dă viață, căci cu ele lucrez, da. Ele le simt. Așa m-am obișnuit. E o poezie a noastră. Eu transform ceea ce ele îmi oferă. Iau o piatră, o bucată de piatră, aleatorie. Văd în ea, îmi spune ceva. Ea îmi spune ce ar trebui să modelez eu acolo, să cioplesc acolo. Deci văd în interiorul ei. Nu sunt singurul care o spun, spun toți sculptorii. Și în timp ce o lucrez, pe parcursul actului de creație, apar modificări. Tot timpul e un conflict interior cu ideea originală. Tot timpul și mereu modifici. Asta nu înseamnă că ești nehotărât. Din potrivă, cauți perfecțiune. Da, da. Despre asta e vorba. Lucrezi mult afară sau și afară, dar mai mult în atelier? Afară e cel mai bine. Să respiri. Și acum, practic vorbind, când tai o piatră, chiar ai nevoie de aer. Da. Căci te sufoci la propriu. Da, da, da. Da, da, mă gândesc ce faci tu, la ce faci tu acum, în acest anotimp. Lucrez și în anotimpul ăsta rece, lucrez în atelier, lucrez mai mult cu lutul. Lutul îți dă posibilitatea, pământul, să creezi orice formă îți dorești. De aceea este maleabil, de modelaj, ca untru. Și îl creezi, efectiv lucrezi cum dorești. Lași să meargă mâinile, îți dai drumul, lași mintea liberă. Dar marea ta bucurie, deplinătatea forței tale se exprimă în relație cu muntele, cu piatra. Da, te iei la trântă cu piatra. Absolut. Da. La propriu. Da, ești un om al pietrei. Lutul e în ultimul așa. Am lucrat cu piatra și cu pietre mari, să spun. Da. Lucrări de for public. Da. Am avut șansa să colaborez cu instituții. A fost o provocare? Ți-ai propus? Mi-am propus. Am visat. Dintotdeauna, de când eram student, am visat să merg în simpozioane de sculptură, să lucrez cu piatră, să lucrez cu lemn. Deci, am ajuns la dimensiuni o poveste din studenția. De cât acum, da. Generoase, da? Să ies din partea de atelier unde lucrezi bucăți mici, da? Pentru interior, așa mai delicate, care rămân la o fază de proiect acolo. Și automat vrei să le concretizezi într-un volum serios. Și pentru asta, evident că trebuie să angrenezi mult mai multe lucruri, instituții, ca să spun, și oameni. Mi-am angrenat pentru a reuși să realizezi un simpozion de sculptură, o tabără de sculptură. La câte tabere ai participat până acum? Cred că l-ai pierdut șirul. Așa ca număr, nu știu câte. Da? Dar avem câteva importante. Da, ca profil, care ți-a rămas așa aproape? Păi, haideți să zicem de cele din Pitești. Ce înțelegi tu prin tabără de sculptură? Simpozionul Gheorghe Iliescu Călinești, pe care îmi doresc din tot sufletul să reînvie mai. Am încercat, o să mai încercăm, o să insist, să mai caut oameni cu care să comunic. Toată lumea știe acest simpozion care s-a desfășurat câțiva ani aici. Da, da, da. Am participat la două dintre ele. Din păcate, una din lucrări stă în ștrand, acum trag un mic semnal de alarmă. O ediție acestui simpozion a rămas abandonată pe final. Nu s-a concretizat. Au fost lucrate. Piesele există, sunt în ștrand, undeva aglomerate așa, sunt într-un conglomerat. Ele arată frumos și așa aglomerat, însă sunt pietre individuale, sunt de artiști care trebuie puse în valoare. Și una din pietre este și a mea, una din lucrări, care este din două bucăți și este destul de mare. Se numește Geneză, este chiar foarte frumoasă. O să vă aduc fotografia, ar trebui să vorbesc cu cineva, nu știu cu cine, să le punem frumos în valoare, tot sunt acolo. Da? Și a mai fost o ediție în care am făcut un monument funerar mare cu ocazia asta. Dedicat unui istoric, istoric. Și mare de la noi, domnul Florin Dobrinescu. Da? Da. Și monumentul există, este pe... Da. Chiar în zona acolo, în cimitir. Adică poate fi admirat la cimitir. La cimitir, da. Marii sculptori au foarte multe monumente funerare. Da. Deci au trăit din asta și sunt lucrări deosebite. Faci și așa ceva acum?
Ai comenzi funerare? Nu. Cred că am avut vreo două comenzi funerare. Nu am avut posibilitatea, aș fi făcut, fără problemă. Și ți s-a lăsat mână liberă, nu? Absolut. Dar această lucrare este o lucrare monumentală și o lucrare foarte frumoasă care se află în cimitir. Uh-huh. Așa. Vreau să mai punctez, apropo de simpozioane, ceea ce, nu știu, deci am o salbă așa de simpozioane în colaborare cu cei de la Consiliul Județean Dâmbovița. Căci se pare că în ultimii ani doar cu alte județe și prin alte părți reușesc să concretizez astfel de simpozioane pe care eu le organizez. Așa, din 2014 colaborez cu ei. Și ești șeful suprem al acestor tabere de creație. Absolut, da. Da. Și am o trupă de sculptori, băieți deosebiți, extraordinar de buni și profesori la licee de artă sau la universități, artiști de excepție, cu care lucrez periodic. Chiar apar în imagini câțiva dintre dânsii, da. Anul acesta care a trecut, 2019, a fost un an prolific din punctul ăsta de vedere. Căci am început cu un simpozion la Potlogi, la Palatul Brâncovenesc Potlogi, recent restaurat, am înțeles că prin 2015 sau 2016 s-au terminat restaurarea. Am fost primii locuitori ai palatului. Deci noi am rămas acolo două săptămâni. Palatul e restaurat. Doar noi am rămas și paznicul. Noi rămâneam și lucram acolo. Și rămâneam zi și noapte. Ne-am simțit regește. Și vreau să spun că există o încărcătură, o energie stranie a locului. Cel puțin asta am simțit-o noi. Da. Așa am simțit-o. Căci acele camere restaurate, cât se poate în stilul vremii, acolo a fost o ruină mult timp. Am înțeles că a mai fost o tentativă în vremea lui Ceaușescu, s-au abandonat lucrările și uite așa, iar au fost reluate de la ruine, însă s-a făcut. Și este o treabă extraordinară, trebuie vizitat locul. Uh-huh. Acolo am o lucrare, deci la curtea dumnească a lui Brâncoveanu. Și mai am o lucrare la curtea domnească, în Târgoviște, executată tot așa într-un simpozion, Turnul Chindiei, se numește, asta e denumirea lucrării. Am realizat-o tot într-un simpozion de aceeași anvergură, în Târgoviște, însă a fost executată exact în curtea cazărmii, da. Cum o fi, le urăsc. Nu le urăsc, că remodelează gândirea. Da. Unde a fost executat Ceaușescu. Uh-huh. Exact la 20 de metri de locația respectivă. Vedeam tot timpul acel desen pe ciment unde s-a prăbușit. Deci exact în zona aceea am realizat lucrarea. O zonă liniștită cu niște tei imenși, uriași, acum am înțeles că au fost tăiați. Uh-huh. S-a făcut un mall în zona aceea. La fel, am stat două săptămâni sau trei săptămâni, am tăiat piatră și am vizitat acel muzeu, căci a devenit muzeu acea cazarmă. Și am văzut acele camere unde a dormit, unde a fost judecat. Am retrăit cumva starea de atunci, pentru că eu am trăit în momentele acelea ale revoluției tensionate și eu, copil fiind, aveam 14 ani, am fost marcat de fenomen. Și uite, acum ai avut ocazia să calci cu pasul tău. Exact, acolo, chiar în acea locație. Lucrările au fost luate de acolo și amplasate la curtea domnească. Marius, care este principalul, marele câștig, îi spun câștig, nu-mi sună bine, marele avantaj, beneficiu, să-i spunem, deși toate duc așa către zona asta comercială, pragmatică, al acestor tabere de creație, simpozioane, cum le spuneți voi. Din perspectiva societății, ele sunt lucrări de for public, dar nu știu pe cine interesează, cu adevărat, din perspectiva voastră, a celor care le nașteți. Foarte bine pus întrebarea. E o naștere asta. Odată, există
o parte materială, care este infimă. Căci un simpozion este o afacere foarte bună pentru cei care inițiază. Primării, afacere, de exemplu. În ce sens afacere? În sensul că, ei achiziționează, da, lucrări de artă, de dimensiuni considerabile, la prețuri extrem de mici, oferind artiștilor spațiul de cazare, condițiile necesare pentru a lucra și o sumă modică de bani, pentru că noi lucrăm cu scule care sunt consumabile și sunt foarte scumpe. Da. Sunt foarte scumpe. Și ele se duc. Evident, trebuie să cumperi. Cu ce? Că doar asta este. Îți las lucrarea, măcar ceva ca să... Plătește-mi uneltele, măcar. Pe acolo, să existe un mic beneficiu în privința asta. Asta e partea materială. Primăria sau cel care inițiază, persoană fizică, să spunem, se alege cu aceste lucrări. Mobilează orașul, parcul, proprietatea privată. Deci este o afacere fantastică. Dacă mergi într-o galerie să cumperi un tablou sau o sculptură mică, scoți niște bani. Uh-huh. Și foarte mulți bani. E, s-a înțeles care este diferența. Raportul, da. Însă, pentru noi ca artiști, este ceva extraordinar. Faptul că ne întâlnim, faptul că în timpul ăla comunicăm, relaționăm, este așa o simbioză fantastică. Faptul că noi atunci creăm și deci, suntem liberi în exprimare. Nu există o temă impusă. Unii vin cu temă, nu-i problemă. Nu vă impune primăria, Consiliul Județean. Există, o temă. Câteodată există și o temă. Da, e o temă dată. E o temă. Artistul ține cont, însă o realizează în funcție de stilul propriu, de viziunea proprie. Că asta înseamnă valoarea artistului. Îl recunoști pe artist prin viziunea lui, prin stilul pe care și ți-l impune efectiv sau îl impune lucrării. Da. Simplu. Și, deci îl recunosc. Că zic, Mucur Frânceanu de la Galați. Sau Lucian Tudorache de la amprenta asta, stilul ăsta, îl recunoaște specialistul. Absolut, dar recunoaștem între noi. Eu acum vin și pun o întrebare inocentă, băbească, prostească, spune cum vrei tu. Inocentă. Românul crede că le știe pe toate, da? El ar vrea, și să știi că dacă mulți au venit să mă întrebe, școală, parcă numai la școală, da. El ar vrea să vadă lucrări de for public din sfera ta, pe care să le înțeleagă din prima clipă. Nu are răbdare să gândească. Nici nu vrea să mai gândească, să facă efortul să-și imagineze, să dea roată lucrării și să se întrebe oare ce sensuri sunt de descifrat aici. Întrebarea mea este aceasta. Voi comunicați cu îngerii, da? Direct cu divinul. Aveți linie deschisă, directă. Ce facem însă cu poporul care trebuie educat? Cu poporul care trebuie să-i traducem? Nu cred că se poate. Îl arunci în apă și spui noată. Păi el se învârte. Dau un exemplu. Da. O carte de a ta, de poezie. Exact. Dă-o cuiva. Același lucru se întâmplă și în zona cealaltă. Deci va căuta, dacă are interes, caută un sens. Mâhnirea mea este dacă că la ora asta creierele s-au robotizat. Nu se mai face efortul unei minime decriptări. Absolut. Unei așa minime este. De construcții, ca să vezi cum le oamenii sunt superficiali în general. Da. Sunt superficiali și sunt antrenați în zona superficialului. Da. Prin partea asta de consum. Da. Cu tot felul de prostii care sunt mai ușoare și sunt de divertisment. Uh-huh. Și care se joacă cu creierul lor. Oamenii sunt manipulați, sunt foarte ușor de manipulat. Nimeni nu mai stă să gândească acum și, din păcate, o să vedem la cei care, generația asta care asta vine, este, da. Nu o să stea să mai gândească cu căpușorul lor, ci vor fi, rămân ancorați în ceea ce li se oferă, gata așa, pe gata o tabletă, pe un telefon, gata amestecat. Da. Da. Uh-huh. La modul ăsta nimeni nu mai face efort, nici intelectual, nici fizic. Deci asta urmează, de fapt se întâmplă aspectul ăsta. Da. Și atunci ce vorbim? Că eu vin cu o idee, vin cu o stare și o transpun în piatră care rămâne veșnic. Rămâne veșnic, da? Și o bag în ochiul omului, așa, forțat. Privește-o, domne, uite-te, privește-o, învârte-te în jurul ei, că despre asta e vorba. Cu speranța că se va găsi cineva care să vrea să înțeleagă. Da, asta este. Dacă are o trăire, poate pune o inimioară pe ea, sau ceva să semnează M plus V egal love. Da. Și așa mai departe. Sau dacă nu va ști să aprecieze cumva și va trăi
va avea o retrăire a unui sentiment sau ceva, nu știu, din trecutul. Dar n-ai și tu senzația, pentru că eu am această senzație, că deja se trage o linie de demarcație și că trăim în două lumi, or fi ele mai multe, eu spun două. Lumea celor interesați de artă, care trăiesc prin artă, fără de care nu-și pot concepe viața, și lumea cealaltă. Da, pentru care arta nici măcar monedă de schimb rudimentar nu mai este. Cei care trăiesc prin artă sunt puțini. Eu le spun elite. Da. Cumva. Și nu vreau să jignesc alte elite. Nu. Elite pe partea mea. Da, din barca mea. În sensul acesta. În primul rând, eu vorbesc cu ei. Ceea ce transpiră și trece mai departe, aș vrea și îmi doresc să imprime, să îi lovească și pe ceilalți, dar într-un mod bun. Dacă noi nu venim în forță sau nu ne zbatem cumva și rămânem izolați vom fi tot timpul. Însă trebuie să faci un efort și să comunici și cu novicii. Eu acum sunt sau indulgent cu novici. Sau cu cei de la credință. Dar și cu cei de la credință. Există refractari. Da, există. Foarte mult. Ce faci cu arpii și pentru ce? Cu oată nu mănânci, nu te saturi. Este întrebarea de pe buzele acestei majorități. Ce trăiești? Uite că trăiesc și foarte bine și sunt sănătos. Doamne ajută că te... Dar trăiesc chiar foarte bine și mă simt împăcat cu... Meseria mea consider că este cea mai frumoasă meserie, cea din sfera artei. Meseriile care țin de arte sunt cele mai frumoase. Căci ele îți stimulează zbuciumul ăsta interior, îl duce la... îl exaltă și îl scoate afară. Da. Actul ăsta de creație. Mai trăim o contradicție. Se spune că în secolul acesta inteligența emoțională, inteligența creativă va fi cea care va face tonul muzicii, va da tonul muzicii. Eu mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit la școlarii noștri de la toate nivelurile școlare și văd exact ce spuneam mai devreme, ochi cenușii fixați pe un ecran, de ce-o fi el, de telefon, de smartphone, de calculator, și niște minți care nu... Sunt captați, sunt captivați, sunt hipnotizați, încarcerați. Da, încarcerați, da. Încarcerați într-un sistem. Niște zombi. Exact, dar ăștia sunt, merg pe stradă cu ochii în telefoane. Nu uite, și eu sunt prins. Mă trezesc și mă uit în telefon. Da, și dacă eu să fac văd asta. Ce s-a întâmplat. Problema este... Este o putere fabuloasă. Deci ceva se întâmplă. Este o transformare. Deci ce vorbesc eu despre meseria mea, deja vorbesc despre o zona dinozaurilor. Exact. Mă sperie gândul ăsta. Bun, mergem la tine la liceu, la liceul de arte din Ulipati. Ce faci tu acolo? Adică profesia ta, da? Ține de serviciu social, de vocație, de refugiu. Vocație. Și refugiu. Și serviciu social, nu? N-aș vrea să fie un serviciu social. Că sună cumva straniu. Sună în zona specială. Serviciu social. Este un... până la urmă e tot un act pedagogic. Un act didactic. Da. Căci vrem să educăm masele. Când eram copil, vedeam asta... sistemul impus de Ceaușescu pe partea artistică era unul eficient. Chiar dacă le logiau, însă artiștii aveau de lucru, erau băgați în seamă. Da. Mă elogiezi, tablouri, achiziționau, căci oamenii făceau niște bani. Erau sume alocate către... Însă, pe lângă asta, puteau să facă și ceea ce își doreau. Da, ce simțeau că este pe măsura lor. Și erau bine puse la punct lucrurile. Eu sper că sistemul ăsta al nostru, că mă refer și la Uniunea Artiștilor Plastici, din care fac parte de ceva timp, așa, de ceva mai mult timp, imediat după ce am terminat facultatea, așa au trecut ceva din 99, să se așeze. Că există niște lupte acolo, interne, intestine. Da, peste tot sunt luptele astea între generația 70 plus și celelalte generații. Nu las să mă afecteze și eu îmi văd de treaba mea. Însă indirecte te afectează.
Și nu zic, domnule, uite, din interior mă afectează, da, apoi din exterior, că eu mă lupt și vreau să realizez ceva și mă lupt cu morile de vânt, că nimeni, toți dau din nume. Dacă nu știu cum să mă exprim, dacă nu le iese ceva sau dacă nu e de mâncare, de băut, sau nu știu cum să spun, că parcă n-au nevoie. Dom'le, și o floare când o pui în grădină, că noi avem totuși parcuri care sunt îngrijite ADP-ul și cam face treaba pe aici pe la noi, prin față de alte orașe, vreau să spun. Adică noi avem totuși un oraș îngrijit din punctul ăsta de vedere. Pun o floare, a venit cineva acolo cu un simț artistic și bă, o pun așa sau așa. Acum nu mai zic eu cât costă aia, nu mă interesează aspectul ăsta, mă interesează cum ai așezat-o. Da, pe partea artistică. E, același lucru se întâmplă și cu un obiect. Da? Văd pietre așezate. Mă, dar piatra aia ce bine era dacă era cioplită, dacă era sculptată, dacă era pusă în valoare maxim, nu? N-ar fi fost mai bine așa? Da. Deci până la urmă există și intenție, un pic, dar trebuie mai departe. Și eu vreau lucruri de amploare. Vreau simpozion la Pitești. Da. Vreau o reînființare a acestui simpozion. Adică tu ești pro-schimbare. Absolut. Dacă înțeleg eu, așa cum suntem toți, pro-schimbare, dar în direcția creativității. Absolut, da. Da, direcția, până la urmă e pentru noi. Da, libertății care luminează, ba da. Marius, dragul meu, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii de astăzi, deja, aș vrea să alegi tu care să fie ultima poveste. Ultima poveste pe care ne-o spui acum aici. Doamne, sunt atât de multe povești. Haideți să vă mai zic de un simpozion făcut frumos, foarte frumos și... a ieșit deosebit, a ieșit foarte, foarte bine la Ștefănești, orașul Ștefănești, da, de lângă noi. Da. Deci cel mai aproape oraș, lipit de orașul nostru, are un simpozion de sculptură. De când îl are? Organizat acum în octombrie, în acest an care a trecut. A fost prima ediție. Deci prima ediție. Da. Să sperăm că va deveni de tradiție. Cu doamna primar, am reușit să comunicăm cu Ioana Zamfira de la Centrul Cultural, am discutat franc, direct, deci atât de repede am stabilit conexiunea, încât așa, într-o săptămână aveam simpozion. Săptămână, două săptămâni. Da. Și sunt niște angrenaje care trebuie spuse acolo în mișcare. Da. Deci pe mine asta m-a bucurat, trebuie, și m-a marcat pozitiv. Zic, ia uite, domnule, ce oameni de cuvânt și puternici. Asta este o poveste, o poveste de căpătâie așa pentru mine, căci eu am învățat acolo o mică lecție, cum pe parte de psihologie așa umană și de a relaționa, de a comunica cu oamenii, cum să convingi. De fapt, până la urmă și anii mei, așa, din spate, vin și conving până la urmă, asta zic. Da, 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 palmaresul, experiența. Evident. Numele. Însă, asta am vrut să punctez. Căci noi avem oameni serioși în zonă. Important este să putem să avem comunicare, să avem o punte de comunicare. Da. Să avem și să-i așezăm frumos pe tabla de joc, de joc artistic. Exact, exact. Și vă invit să vedeți și lucrurile, că sunt acolo, la primărie. În curtea? În zona, în zona primăriei, da. Da. Marius, îți mulțumesc frumos. Sigur că n-am povestit tot ce era de povestit. Eu te aștept și cu alte avem ocazii. Multe de povestit, avem multe oricând, de povestit, inclusiv la tine, de la tine, de la liceu, unde m-am simțit săptămâna trecută. Da, a fost extraordinar de frumos. Am fost în al nouălea cer. Da, și m-am bucurat foarte mult că ați venit. Și o să mai venim. Da, aștept cu drag. Doamnelor și domnilor, acesta este Marius Ivanovici, puneți-l la treabă, oferiți-i sugestii, are încă energie, este încă puternic, este sănătos și își dorește, așa cum ne dorim noi toți, să ne schimbăm. Să provocăm schimbarea, dar schimbarea, așa cum repetam și mai devreme, să meargă în direcția aceea a libertății luminate și responsabile. Vă mulțumesc frumos!